Situație incredibilă în sistemul de învățământ românesc. Elevii unei școli din Arad și-au primit manualele după 8 luni de la începutul anului școlar. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Arad susțin că nu școlile, dar nici ei nu sunt de vină. La doar 6 luni distanță de vacanța de vară, când elevilor nu le mai arde de școală, o instituție de învățământ livrează noi manuale pentru cei mici. Așa se face că elevii unei școli din Arad au primit cărțile de română, matematică, științe ale naturii și civică cu o întârziere de 8 luni. Până acum, profesorii au fost nevoiți să se descurce fără manual sau, în cel mai rău caz, părinții au cumpărat cărți pentru copii. Inspectoratul Școlar Județean Arad recunoaște că este vorba de o întârziere, dar nu din vina problemelor locale. Reprezentanții instituției ei susțin că manualele au venit cu întârziere de la București, dar nu a fost singura problemă. CD-urile care însoțesc cărțile au fost inversate. La manualul de limba și literatura română, copiii au primit atașat CD-ul de la Științele Naturii.